Da, l-avem unul, pe Cosmin Andrei, dar avem și pe al doilea? Avem un al doilea viceprimar. Ce-ați... Păi am discutat atribuțiunile de serviciu, care sunt mai multe decât cele legate de cultură. Cum ar fi? Cum ar fi urbanism, patrimoniu, cadastru, legea 10, monumente de arhitectură, cam ce ați avut dumneavoastră? Cam ce am avut eu. Da. Investiții? Dezvoltarea urbană, fondul locativ, nu. Și când urmează să fie promovat? Nu, nici mă așteptam. Proiectul de hotărâre când urmează să fie promovat? Noi astăzi avem o întâlnire cu drumul politic, numărul 18, și o să discutăm și subiectele ordine de zi din ședința de joi 29 august. Și în același timp vom da și un răspuns final. De ce principiul atribuțiunilor au fost negociate, discutate, negociate și... Și acceptate? Ăsta este un răspuns, dacă va fi ședința viitoare sau săptămâna, sau luna viitoare. Și vis-a-vis de a doua condiție? Vis-a-vis de a doua condiție e puțin cam palidă și aici e un subiect de discuție în jurul politic. Deci nu prea vrea domnul primar, nu? Nu. Dar ați fi de deci, în principiu, se preiau anumite atribuțiuni în cazul în care cancelarul viceprimar plecat. Asta înseamnă transparența. Dumnealui spunea că...